pusă în practică de fiecare dată, s-ar putea să capete mai multe exemple convingătoare, astfel încât să fie adoptată chestia asta ca un principiu. Însă putem gândi și cu ce ar fi dacă pe principiul ăsta. De exemplu, pe mine m-a uimit când am citit despre amibe, câtă inteligență poate exista în evoluția naturii și cât de puțin vedem noi că totuși perpetuarea, nevoia de perpetuare care e nevoia speciei clară a supraviețui indivizii, e o condiție a existenței speciei. Dar nevoia de perpetuare e o nevoie de supraviețuire la nivelul ăsta de specii, noi, individului, e dominantă față de nevoia de a supraviețui. În viața de zi cu zi, noi spunem că suntem altruiști, uneori. Există gesturile de eroism în care cineva sacrifică propria viață pentru ceilalți. Deci, gena aia ultra-egoistă nu funcționează chiar așa. Iată ce se întâmplă cu aceste amibe. Astea sunt un fel, deci sunt fungi și ciuperci din zona asta. Trăiesc pe butuci de lemn aflați în descompunere, în păduri. E un spațiu limitat ca o insulă, care oferă hrană un timp, s-a epuizat și după ce s-a epuizat, urmașii trebuie să ajungă pe undeva. Ei au două comportamente de reproducere extraordinare. Odată au o reproducere sexuată prin singamie, adică două sunt celule sexuale. Pe linii de celule iau naștere, fuzionează. Și mai fac ceva. Sunt și canibale. Consumă și alte celule. Își măresc volumul extraordinar de mult. Chestia asta accelerează consumul pe bucata aia de lemn, care începe să se epuizeze și intră la un moment dat într-o criză de susținere. Da? Ei, în clipa aia apare un semnal hormonal, feromonic. Apare ceva. Se schimbă regimul de funcționare și reproducere. Nu se mai mănâncă între ele. Deci în fața acelui prăbușiri de resurse, ele nu se mai mănâncă între ele. Renunță la canibalism. Se unesc într-o colonie care seamănă cu un limax. Așa. Acesta, până la urmă, se fixează, se sacrifică cele de la bază și ridică o sferă, așa, o gămălie, sus, unde bate vântul mai tare, și câteva dintre ele, în celula aia, se transformă în spori. Astfel încât, probabilitatea ca vântul să le ducă departe, să întâlnească altă putută lemn pe care să renască și să continue specia, să fie maximă. Ei, nu, asta nu e numai rodul întâmplării de zară. Sunt prea multe lucruri de adăugat și e un exemplu de inteligență care nu funcționează cu sistemul nervos. Primitiv, ce-i drept, dar spectaculos de eficient. Drept care o linie de cercetare, ca asta vreau să subliniez, că sunt direcții care ar putea fi abordate, este aceea care nu pune problema numai ca stat, că mintea. Mintea deja e o chestie evoluată, care abstractizează, care raționalizează, ci ceva care putem spune psihic pe care l-au toate ființele vii și poate numai ele, acționează direct asupra materiei. Și prin materie să înțelegem ceea ce este supus legilor conservării. Despre deosebire de informație care nu se conservă. Se replică, se multiplică, se inventează, se combină. Deci,
informația nu intră în categoria lucrurilor supuse legilor conservării, materia, asta e proprietatea fundamentală, se spune legii conservării energiei. Ei, a materia asta, prefer să-i spun nu imaterial, nu, prefer să spun a materia, ca să nu se creeze confuzii cu alte abordări. A materia asta, de tip psihic, are capacitatea de a acționa, de a scrie informație în materie. E cam ce zice, nu, Mihai Drăgănescu. De asta i-am adus în discuție, pentru că în întreprinderea asta de specie, de a-și realiza perpetuare, apar clar și procese de tipul ăsta. Totuși, la altă scară, există o formă de inteligență. Pentru că eu adopt pentru inteligență următoarea definiție. Inteligența este capacitatea de adaptare anticipativă. Deci are componentă anticipativă. Altfel nu este în testele alea care nu mai recunosc, am numai o fațetă a inteligenței. Nu am întreaga inteligență măsurată. Și, în sfârșit, inteligențele multiple, toată partea asta sau... Deci asta dă, ridică mari probleme paradigme actuale generice. Care e menținută de niște școli, în sfârșit, destul de politic și artificial. Acum. Despre acest punct A v-am vorbit. Despre acest punct A v-am vorbit acum. Deci și mintea acționează asupra materiei. Merg până în ce ar fi dacă ăsta. Apoi, al doilea lucru pe care vreau să remarc, să subliniez, este că lumea întreprinderilor umane este deprinși prin prisma conceptului de artefact injectat pe fondul proceselor astrogeobiosferice. Întreprinderi umane, da? Mintea care intervine asupra materiei, lasă urme. Scrie informații. De cele mai multe ori, informația asta o descoperim, uneori, nu de cele mai multe ori, o descoperim după mii de ani, în artefacte, care sunt, stau în apă, dar fără de noimă din perspectiva legilor fizici. De punct să vedem ce caut asta aici, așa le recunoști. E ca în, deci un obiect de piatră șlefuit cu o anumită formă nu avea cum, prin procese fizice, sau probabilitatea era mult prea mică să apară prin procese fizice, și recunosc ca fiind o urmă a intervenției unei minți asupra materiei și de acolo încep să citesc. Pentru că orice artefact poate fi privit ca o carte, ca o parte dintr-o carte scrisă de către mintea umană pe care o putem citi. Așa poate funcționa arheologia ca știință, de exemplu. Lucrul ăsta este luat foarte serios acum de o paradigmă nouă care se naște științele cognitive. Deci științele cognitive, mult timp s-au legat, au redus cogniția ca proces, ca fenomen, în strânsă legătură numai cu creierul. Și au accentat, latura perceptivă a cogniției. Adică cum înțeleg. Latura activă a cogniției, cum acționează cogniția asupra lumii. Că nu înțeleg pur și simplu ca să mă asculte profesorul la școală, că știu. Înțeleg lumea ca să mă folosesc de înțelegerea ei și să acționez asupra lumii. Deci a început să se ia în calcul mult mai profund faptul că cunoașterea nu poate fi despărțită de acțiune. E una din asta.
A doua linie de de depășire a vechii paradigme este aceea că nu pot să o reduc numai la creier, ci trebuie să consider cel puțin și corpul. Pentru că ea îmi lasă efectiv prin procese epigenetice, de exemplu, îmi lasă urme de reconstrucție a corpului. Aici de deformare, să-i spun, a corpului. Aici recunoaștem iar ceva spus de către Bejean. Dacă ziceam așa, domne, un artefact este rezolvarea unei probleme de performanță într-un set de constrângeri și posibilități. Materializat prin proarhitectură a unor componente, formă, ele, ritmuri și așa mai departe. La un... Asta poate fi generalizată. Bejean nu, iar nu este foarte, foarte doritor să se facă lucrul ăsta. Însă, eu zic că poate fi generalizată și un sistem viu are posibilitatea să-și varieze intenția. Ținta de performanță. Deci asta este caracteristic lui, având acela material mental. Rezultatul pe chestia asta este schimbarea formei. Deci, vreau să, mi-am schimbat intenția, vreau să-l lovesc pe Florin, mi-am schimbat forma ca să-l lovesc. Mi-am schimbat forma, nu structura. Noi oamenii mai mult ne schimbăm și structura, așa cum remarca Georgescu Regen, noi suntem ființe profund exosomatice. Folosim unelte, folosim tot felul de device-uri care ne prelungesc și ne schimbă structura mecanismelor noastre de acțiune. În clipa în care eu lucrez cu calculator, am o prelungire a creierului. Mi-am schimbat structura, a intervenit în arhitectura mea o componentă nouă, exosomatică și exact. Dar sunt un soi de om, diferit de alt soi de om, care bate minge în același timp. Cu artefactele, cu arsenalul nostru de artefacte, noi ne variem și mai mult arhitectura. E numai un exemplu prin care vreau să arăt cât de important este să privim principiul lui Bejean, chiar puțin mai avansat decât se limitează el, pur și simplu dintr-o igienă academică. Dar asta nu ne oprește pe noi să zicem ce ar fi dat. Să gândim. Deci... Scuze, cum ar arăta principiul Bejean în cazul ăsta, cu artefactul, care e... Bun, Bejean spune așa, folosește termenul de arhitectură pe care l-am definit în raport cu cerința de performanță. El spune că orice arhitectură e imperfectă. Imperfecțiunea se poate vedea în legătură cu fluxurile care dau noimă acelui artefact care sunt necesare pentru existența lui. Artefactele sunt din ce în ce mai complexe pe măsură ce noi încercăm să perfectăm o realitate. Nu, el nu spune așa ce. El nu spune așa ce. El se referă la fluxurile astea și canalele prin care aceste fluxuri curg. De ce curg? Ca să satisfacă un obiectiv al acelei construcții. Dacă acea construcție este neanimată, obiectivul i-l-a dat eu, constructorul. Astea au imperfecțiuni, în sensul că, de exemplu, energia se acumulează aiurea prin diferite unghiere. Pentru a îmbunătăți, trebuie să redistribui aceste imperfecțiuni. Așa se face upgrade-ul. Deci ăsta e principiul lui de proiectare. Face un pas de la principiul de proiectare și spune următorul lucru. Un sistem natural, cum ar fi un râu, vânturi, chestii, nu știu ce, evoluează. Astfel încât, cu fiecare pas de reproiectare,
Deci plouă, curge apa, se reașează pietrele. Plouă iar, curge iar toaleții, se reașează pietrele. Albile sunt dinamice, nu sunt statice. Asta se reașează în timp, astfel încât treaba să ducă torenții cât mai repede în lac, da? Să se facă cât mai bine. Adică să am pierderi de viteză. Și așa se întâmplă în natură. Dacă iau asta ca principiu, pot să calculez și să reduc forma râurilor. Cum am drept, nu știu ce, cum nu știu cum. Și el deduce forma multor lucruri aplicând procedura asta și principiul ăsta. Deci, faptul că sunt numai 14 niveluri de bifurcație în plământ, la alte ore, el o calculează pe chestia asta. Era un fapt empiric cunoscut. Niște relații alometrice, care erau bine cunoscute empiric. Dar nu exista nicio teorie pe care să le calculezi și să... faptul că temperatura, clima, globului, în orice condiții, ca medie, nu va să varieze decât plus minus 7 grade. Iar rezultat extraordinar. Plus minus 7 grade enorm. Deci, e diferența dintre o glaciație cruntă și... sunt multiple exemple. Și el spune, nu e nicio diferență din punctul ăsta de vedere între ființe vii și artefacte. Și rămâne aici. De exemplu, în graficele lui, e unul spectaculos cu evoluția formei și mărimii păsărilor. Și ele se duc într-o diagramă de asta, loc-loc, pe o dreaptă, așa. Formă mărime, anvergură de aici, dar continuă cu avioanele. Și avioanele se așează după aceeași curbă și el. Pentru că tot